Marco, ce se prevede? Da, ninge sus, dar este și ventul foarte, foarte tare. Asta înseamnă că nu știm ce va fi pe drum și avem încă mai mult de ora pentru să ajungem pe probe. Este frig, minus 4, minus 5. Dar va fi el una cosa și mai vedem ce se întâmplă. Eu nu cred că pot să fie zapada, zapada pe jos, dar am ales să mergem cu cauciuc de zapada fără cuie și am pus două cucuie în portbagaj. Dacă se întâmplă o furtună de zapada, nu se știe niciodată și avem posibilitatea să punem pe față și vedem. Ziua de azi cum a decurs? Ba, prima probă a fost ok, am decurs tot ok. A doua probă, partea de coborâre, acolo unde era gheața, nu mi-am sentit foarte bine, nu am tras așa de tare, dar zicem că este ok. Până acum este ok, acum facem aceste două și vedem dacă ajungem seara aici, înseamnă că două sferturi, două treimi s-a făcut, acum vedem.